Tu știi unde a izbărit durerea. Noi am avut colegii ceapel. Numele meu este Marius Jurca, sunt artist multimedia, pasionat de artă, știință și tehnologie. Proiectul meu se numește Tipare ale memoriei. Este un proiect interactiv care propune publicului o interacțiune audiovizuală cu o serie de sunete, care de fapt sunt amintirile unui domn pe nume Alfred Mühlroth, cunoscut și sub numele de Freddy, care de fapt a fost primar în Lenoheim timp de 11 ani, în perioada 1969-1980. Sunt pentru Lenoheim, aici am născut și aici vreau să fiu între oameni. Materialul folosit în cadrul proiectului are la bază un interviu creat de Nicoleta Mușat în 2019 și care ulterior a fost publicat într-un articol numit Refugiați din România. Proiectul în sine este de fapt o interfață interactivă compusă din 518 elemente circulare, interactive. Fiecare element permite publicului să interacționeze, astfel încât ei pot să afle amintiri sau fragmente din ceea ce domnul Mühlroth a povestit în cadrul interviului. Practic, inițial, întreaga suprafață a lucrării este neagră, iar pe măsură ce publicul interacționează cu elementele circulare, suprafața încet se luminează, astfel că fiecare element devine galben.